Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori, la obișnuita noastră întâlnire de fiecare seară aici pe televiziunea noastră preferată. De această dată un invitat special, fostul prefect de Gorj, domnul Liviu Andrei, profesor universitar și recunoscut analist social, politic și economic. Vă mulțumim cu respect că în prag de weekend a poposit pentru dumneavoastră în studiul nostru. Bine ați revenit! Bine v-am găsit, bună seara! Cum comentați, ca și politician cu experiență și în egală măsură ca și analist, această, să spunem, răsturnare de situație politică care s-a întâmplat, evident așteptată, având în vedere cursul și evoluția evenimentelor politice din ultima vreme, începând cu votul din mai de la europarlamentare? Cum o receptați dumneavoastră și cum ar trebui privită de politicieni, dar și de oamenii de rând, această situație? Sigur, cu analiză trebuie făcută exhaustiv, vă rog, că avem... Sigur. Nu, de-aia trebuie făcut așa. Cum o văd politicienii, cum o văd eu și cum o văd oamenii de rând. Exact. Se știa treaba asta, că va cădea acest guvern va cădea. Se știa, pentru că odată ce ai primit un vot negativ, tot timpul vei căra cu tine necazurile acestui vot negativ, îl vei duce mai departe și nu va fi plăcut și nici o situație benefică pentru Partidul Social Democrat nu era ca să ducă mai departe această povară. A mai fost și în august, și de august, plecarea din corabie, din corabia guvernării a celor de la ALDE, sigur, parte de la ALDE. Sigur, și asta făcea parte din program. Astea sunt componente ale programului. Strategia. Sigur, are strategii. Aldele, având acel scor incredibil pentru ei, pentru alții previzibil, de sub 5% și neintrând în Parlamentul European, sigur că au încercat prin toate formele, prin toate mișcările, prin tot ceea ce au gândit, prin toate strategiile lor, să-și găsească un drum. Și drumul pe care și l-au găsit acum, nu știu dacă e cel mai bun, nu sunt eu în măsură să comentez acum, pentru că nu e momentul, nici nu poți să-l vezi, ca să faci previziuni, nu e momentul să faci previziuni vis-a-vis de ceva ce se va întâmpla cu acest partid pe viitor. Dar momentul ăsta este benefic pentru un singur partid. Pro-România. Eu n-am să fiu atât de laudativ pentru Pro-România sau pentru Victor Ponta. Nu, eu voi spune că momentul acesta este pozitiv și foarte bun pentru Partidul Social Democrat. Partidul Social Democrat era în ultimul an de guvernare, o guvernare cu multe, cu foarte multe probleme, în care principala lor pasiune a fost justiția română, subjugarea ei și schimbarea legilor justiției pentru a ajuta anumite persoane clientelare, certate cu legea, și, bineînțeles, au făcut foarte mulți pași pe care vor marja de acum încolo, vis-a-vis de pensii, vis-a-vis de salarii, vis-a-vis de alocații, vis-a-vis de vouchere de vacanță și de alte lucruri pe care le-au făcut. Dar drumul pe care l-aveau de parcurs de acum încolo este un drum extrem de periculos. Și iată că a venit opoziția și a salvat. Un an de zile, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu 4 ani, după cum vă aduceți aminte. În 2015, când a picat guvernul Ponta, guvernul Ponta n-a picat. Evenimentul colectiv, să ne amintim? Da, cu colectivul. Eram în București, eram acolo. Erați subprefect în București. Da, participam la acțiunea respectivă. Nu vreau să mai amintesc de ce era acolo și cum era acolo. Ponta și-a dat demisia în urma acestor evenimente și președintele României a numit un premier, zice-se tehnocrat, dar care era cu multe influențe politice. S-a văzut ulterior că a și luat-o pe o cale politică și a făcut partid. Sigur, susținut din anumite medii pe care nu cred că e cazul să le discutăm acum, le știm și pe aceleași, dacă vom avea timp, altă dată o să le discutăm. Și a dat kix. Un mare kix. Ceea ce a adus, sau mai bine zis, a dus la
pierderea alegerilor decât de principalul partid din opoziție. De în opoziția până în 2015 și de cei care l-au susținut, chipurile din 2015 până în 2016, de Partidul Național Liberal, care a pierdut alegerile dezastros în momentul respectiv, iar partidul care fusese la putere până în 2015, în speță Partidul Social Democrat, a câștigat lejer alegerile cu 40 ceva la sută. Un scor numai, fulminant. Numai FDSN-ul lui Iliescu a mai câștigat cu scorul așa, așa puternic. E, în momentul de față, PSD-ul vine în față cu laudele respective și nu sunt mici, pentru că dacă vin, și PSD-ul are destui oameni bine pregătiți, care din păcate nu au fost scoși în față. Au fost scoși în față alții, mai puțin bine pregătiți. Dar ei stau acolo în spate și fac tot felul de strategii. Lucrează în laboratoare. Lucrează în laboratoare. E, din laboratoare va ieși treaba asta, în care vor veni pe piață cu ce au făcut ei. Ce au făcut pentru popor. Sigur, vor veni și ceilalți cu comentarii vis-a-vis de datoria externă pe care o are România, care se ridică la peste 100 de miliarde, cu problemele pe care le are România de imagine. Cetățeanul de rând însă se uită în buzunarul lui. Și oamenii care lucrează în laboratoarele din spate vor veni cu întrebări și vor veni cu oameni invitați. Domnule doctor, cât ați avut salariu în atât? Cât îl aveți acum? Cât luați în mână? Vă rog să veniți cu fluturașul. Și o să vină oameni cu fluturașul. Și o să arate ce au făcut ei, ce n-au făcut. Asta este strategia câștigătoare pentru un partid care pleacă acum. Ce am făcut, ce n-am făcut, ce ne reproșăm. Poporul, în momentul când te victimizezi, te iubește. E nebunit după tine? Îți asum și minusurile. Sigur, poate să fie și o altă variantă câștigătoare pentru Partidul Național Liberal, care este principalul partid de opoziție și care acum, spre marea bucurie a multora, va veni la guvernare. Chestia cu alegerile anticipate, să le uităm. Astea sunt vrăjeli politice. Nimeni nu dă ultimul an în Parlament, unde este călduț și bine, îl dă pentru alegeri anticipate pentru poporul ăsta. Vai ce iubitor suntem noi de popor. Plus la pensie, care e considerabil pentru mulți. Bineînțeles, fără discuții. Și ei l-au luat în calcul la momentul în care... Fără discuții. Nu vor fi alegeri anticipate. Indiferent că va cădea guvernul următor, și încă ultimul guvern care va fi, ăla va trece cu ajutorul tuturor parlamentarilor. Inclusiv al PSD-ului. Inclusiv, cred că vor fi cei care vor vota, așa cum l-au votat pe Cioloș. Da. PSD-ul a votat, de ce l-a votat PSD-ul pe Cioloș? Să-l bage în groapă. Cum a spus noastră, strategia din laboratoare. Bineînțeles. Du-te, mă, hai, arată-le ce poți să faci. Când suntem sigur, e posibil ca PNL-ul și are câțiva analiști de calitate acolo și foarte buni meseriași, specialiști, să vină cu o strategie puternică și să își creeze o pantă ascendentă și să poată să facă ceva bun în continuare și să vină la anul, peste un an de zile, cu realizări deosebite și să câștige alegerile în fața. Credeți că pot fi pe ultima 100 de metri așa câștigate puncte, domnule? Eu nu pot. Eu nu pot să cred așa ceva. Asta, de asta vă întrebam. Deci v-am spus, față de... Asta spunea și maestru Cristoiu, că e foarte greu să câștigi puncte după ce ai înregistrat foarte multe minusuri. Știți ceva? Venim înapoi, eu pe Cristoiu îl ascult, însă are și plusurile și minusurile, are și treburile lui de suflet, da, de interior. Dacă suntem corecți și cinstiți, trebuie să spunem următorul lucru. Sunt în pericol, pentru că în țara asta sunt două partide mari, unul de stânga și unul de stânga. PNL-ul, partidul de dreapta, și PSD-ul, partidul de stânga. Lângă ele se coalizează un pro-România, pentru că ALDE-le, chiar dacă e coalizat pe partea de stânga, ei sunt de dreapta. Grup din liberali. El este de dreapta, e grup de liberali. Liberalii fugiți din partidul mare. Reorientați. Mai este în partea ailaltă USR-ul ăsta, care este pe un target ascendent. Aici este problema, USR-ul. USR-ul care, sigur, ca orice partid care vine din urmă, își dorește ca să fie dintre partidele de dreapta cel mai bine cotat. Pentru că
într-o guvernare de dreapta viitoare, nu că asta este o guvernare de tranziție, o guvernare de... amestec, da. E un amestec din ăsta, un amalgam. Nu știm ce se va întâmpla. Adică știm, dar nu putem să venim cu previziuni înainte, pentru că s-ar putea să greșim. Și USR-ul dorește să fie cel mai bine clasat ca să propună primul ministru. Fiecare își dorește treaba asta în condițiile în care avem o Constituție proastă și foarte proastă, care s-a făcut într-o perioadă în care poate mergea atunci, acum nu mai are niciun fel, nu niciun sens ca această Constituție să fie ținută în prezent, pentru că vedem că omul care este ales cu cele mai multe voturi în țara asta nu are niciun fel de influență. El este o imagine a Republicii noastre, a României în afară, dar el dacă vede că este o guvernare deficitară pentru poporul român, pentru că l-au votat 6 milioane de oameni, 7 milioane, nu poate să ia măsuri decât să comenteze, pur și simplu să comenteze. Ori nu este în regulă acest lucru să comentez numai. Nici nu poate să facă absolut nimic, ceea ce poate să facă guvernul, de exemplu. Pentru că în țara asta se spune că este o Constituție semiprezidențială. Nu! Eu spun că este o Constituție parlamentară, o guvernamentală, pentru că nici o treabă cu președintele. Ce semiprezidențială? Care e rolul? Ce rol are președintele? Ce putere are președintele în țara asta? Bă, câte? Așa. În rest, cine are putere? Guvernul în cârdășie cu parlamentul. Unii trac, hai să știi la trac cea. Cei care contabilizează cele mai multe voturi, ăia hotărăsc. Sigur că da, ăia hotărăsc mersul țării. Și de foarte multe ori, nu de foarte multe ori, 98% din cazuri, dacă nu 99% din cazuri, interese proprii, interese de grup sau personale, pentru că, băi, votez eu cu tine acolo, dar votez și tu cu mine în partea altă, că am și eu nevoie să știi că acolo am și eu unii care trebuie să ia pământul ăla, să ia via aia, să ia pădurea aia și uite așa. Ăștia sunt discuțiile care se poartă la nivel macro, cum zic ei, la nivelul acestei megastructuri care se numește Parlamentul României. Deci nu disensiuni doctrinare de finețuri. Domnul Nicu, dacă e cea mai mare mizerie, o reprezintă Parlamentul României. Dacă luăm din 1990, când s-a înființat încoace și până în ziua de astăzi, se vedea că 85% dintre parlamentarii care au fost acolo sunt niște neaveniți, niște oameni fără cu școală foarte puțină sau cu școală făcută pentru că permite sistemul. Dar dacă vrei să iei, să-i cauți un pic la cerebel, să vezi dacă le merg rotițele, e greu. E foarte greu. Și văd cum... Și vreau să mai spun ceva. Tot timpul a fost criticat acest guvern că este un guvern cu oameni la care școala lipsește cu desăvârșire și cu greșeli, cu paragreșeli și cu... Foarte bine. Am văzut și noi că dreptatea a fost de partea celor care au criticat. Nu în totalitate, pentru că nimeni nu a căutat în spatele ușilor să vadă de ce se întâmplă acele lucruri și de ce, care este problema. Nu vin eu să apăr pe nimeni aici, că nu sunt apărătorul nimeni, nu fac pe avocatul diavolului, nici nu mă interesează. Dar guvernul care l-am văzut acum, care se vehiculează pe rețelele de socializare, din punctul meu de vedere, va fi un guvern mult mai slab decât guvernul care a picat. Nu văd oamenii care sunt puși în funcții, care este expertiza lor în ministerele pe care ai criticat tot timpul. Ai criticat-o pe Gavrilescu, care era tabula rasa. Înțelegi? Neștiutoare. Ai criticat-o pe Bircean. Ai criticat, nu mai vorbesc pe Dăncilă, că era așa. Bun. Voi ce faceți acum? Veniți cu ce? Cu plocoane politice? Veniți cu plăteli, plătiți pe unii ca să-i puneți miniștri, dar în spate voi nu faceți expertize. Băi, ce a făcut ăsta? Sau ce poate să facă? Sau ce poate să facă, dar în momentul în care tu ești în Parlamentul României de 3 mandate, 4, unii 5 sau chiar 6 mandate, au făcut din funcția asta de parlamentar, o meserie, meseria lui parlamentar, din 92 sau din 96 sunt în Parlament și stau pe acolo și știu și covoarele și măturile și femeile de servici și aia care le aduc cafe, toți știu când s-au schimbat, care au mai venit, se cunosc între ei, că sunt
antici prin coridoarele Parlamentului. Bun, în condițiile astea, tu nu-l iei să-l cauți? Bă, ce expertiză are ăsta? Ce a condus ăsta? Sunt unii care n-au condus nimic în viața lor. A, am aflat astăzi că am sunat la București anumiți prieteni ai mei și am spus, bă, ce caută personajul ăsta în tabelul ăsta pe care îl face, îl dați voi, pe, îl dau rețelele de socializare. Ce caută personajul ăsta? Da, da, știi că este prietenul locutare și l-a ajutat la greu de foarte multe ori. Da, mă, dar stă de nu știu câte mandate în Parlament și nu l-am văzut toate ieșind, să spună un cuvânt. N-are nicio treabă, nu știe pe ce lume trăiește. Deci, sau sunt alții care... Deci tot pe prietenii și... Bineînțeles, pe prietenii și pe aranjamente și pe ăla de la... Obligații. Nu știu unde, de la Iași, vrea să-l pună pe ăla că este, are obligații față de el. Și uite, așa ajungem că spunea odată Cristoiu și ăsta Cristache de la, da, de la TVR, spunea că avem în, da, acum se vehiculează că avem în funcțiile publice peste 90% de neaveniți, de oameni care au fost susținuți, clientelari din ăștia, clientelă, rude, eu știu, apropiați, prieteni, obligați, prietene, așa, aduse, ați văzut că la aia de administrare fiscală, care unde salariile sunt de la ale conducerii sunt, da, de la 10.000 până la 20.000 de dolari pe lună, vin fetițe din astea care n-au nicio treabă, 20 și ceva de ani, care nu știu, dar nici nu știu să se iscărească bine, dar sunt, este fata lui X, este nepoata lui Y și se rege praful. În fel, așa se rege praful. În momentul în care îți bați joc de funcția publică și nu o lasă să fie ocupată de unul care știe carte și este pregătit în, care poate în, să facă și ceva, care poate să facă ceva, poate să facă o performanță în domeniul respectiv, în momentul în care sunt ocupate de-al capul alfino, nu avem, nu există locuri în care s-au ocupat altfel decât prin aranjamente, pile, relații, clientele, obligații, n-avem cum să... Și în condițiile astea, nu știu ce mare brânză se poate face în momentul actual. Sigur, orice punct pe care îl iei în față este bucuria nebunilor. Da. Unii au intrat cu capul în nisip, precum struțul, că... Na. Alții se scutură de praf, alții acum se ieșind din spate și spun, acum vor începe să schimbe păia, să-i schimbe prefect, să schimbe subprefect, să schimbe deconcentrate, să schimbe... Nu asta este esența guvernării. Nu asta este problema pe care trebuie să o facă. Nu asta, pentru că sunt ce oameni... Ce trebuie să facă ei acum în cele 9 luni, 10 luni cât au la dispoziție până începe campania pentru parlamentar? E simplu, domnul Nicu, e simplu ce trebuie să facă. Trebuie să facă o evaluare a ce s-a făcut până acum. Să vadă ce este în pungă, că totul depinde de pungă, da, în sac. De nu pungă, că e sac ăla, că dacă, da, e pungă, suntem terminați, suntem morți. Da. Să vadă ce este în sac. Să vadă ce împrumuturi avem și pe unde avem împrumuturile respective. Pe unde sunt? Să vadă dacă putem să mai facem pe perioada următoare, pentru că vor fi probleme foarte mari, greutăți și mai ales acum, pe final, să trebuie să se facă nou buget, să avem alegeri prezidențiale. Greu va fi, foarte, e cea mai grea perioadă. Credeți, bun, că știu liberalii la ce se hamă, domnule? Sigur că știu, pentru că l-au pe Chițu? Chițu, da. El e propus la finanțe. Da. Bun meseriaș. Și tot timpul a atacat, nu știu dacă din toată perioada aia de atacuri toate sunt reale, dar cred că e un bun specialist, este un bun finanțist. Problema cea mare pe care o avem noi este că nu ne mai putem împrumuta, sau cei care ne acordă împrumuturi sunt diferite bănci care ne acordă cu dobânzi de sufocante. Strămură mâinile, nu ai cum să te achizi de chestiunea asta. Ori Teodorovici, așa cum îi spun toți, ministru discotecă și împrumut, ministru împrumut, el s-a învățat cu împrumutul, el a împrumutat până când n-a mai știut ca să dea, ca să facă, ca să fie bine pentru români la urma urmei, că s-au mărit pensiile și salariile. Dar problema este că totul trebuie făcut cu cap. Totul trebuie este susținut de ceva. Dacă nu ai sustenabilitate în chestiunile astea, ești terminat, ești mâncat. Și ne întoarcem la Grecia. Dar am spus-o și în studioul ăsta și în alte studiouri. Grecii erau
membrii Schengen și aderanți la moneda unică, iar țările care sunt aderante la moneda unică nu puteau să lase o țară cu moneda unică euro să ducă mai încolo. Noi nu suntem nici în Schengen, nici cu moneda unică, așa că ne dau la o parte de nu ne vedem. Vreau să vă întreb, comenta chiar în această dimineață un analist pe un post central, spunea că este un guvern de strânsuri, așa cum erau oștile pe vremea Ștefan cel Mare. Nu știu dacă or greși atât de rău liberalii. Nu cred. Să comentăm după scurta pauză publicitară, vă rog. Da. Când o să împlinești 18 ani, unde o să faci școala de șoferi? La școala de șoferi auto TNC. De ce? Pentru că sunt profesioniști. Personal profesionist, autovehicule performante, plus multe alte facilități. Școala de șoferi auto TNC. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, program flexibil pentru orele de conducere, pregătirea și consilierea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final și mai ales un impresionant parc auto. Pornește la drum cu cei mai buni! Obține acum categoria de permis auto A, B, C, BE, CE sau chiar D. Ne găsiți în Târgu Jiu vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Telefon 0765 050111. Vrei permis? Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC, cu o experiență de peste 7 ani. Ai un eveniment important în viața ta și nu ai găsit încă locația potrivită? Vino la restaurant Unic Joven Grill. Aici veți găsi atmosferă relaxantă, mâncare bună și personal calificat. Ce? Nu ne crezi? Atunci vino și convinge-te! Ne găsiți în strada 9 Mai din Târgu Jiu. Primăria și Consiliul Local Țânțăreni vă invită la Zilele Comunei, sâmbătă 26 octombrie, de la ora 16. Atmosfera va fi întreținută de interpreți îndrăgiți: Petrică Mățu Stoian, Alina Lăcătușu, Emil Badea, Claudia Dascălu, Eugenia Filip, Diana Istudor, Emanuel Cârstea. Vă așteptăm! Spectacol transmis în direct de Accent TV. Joacă lumea, joc și eu, că e hor în satul meu. După gusturile tale, alege mâncarea preferată, asta doar la șaormeriile Iatagan. La noi găsiți mâncare turcească, delicatese, dulciuri cu specific turcesc, cea mai bună pizza, burger de vită, kebab, shawarma, hamburger, meniu zilei sau chiar meniu cu șnițel. Nu folosim produse congelate. Vă așteptăm în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 116, a colț cu Gheorghe Doja, și în strada Eroilor, numărul 7, vis-a-vis de Hotel Gorj. Șaormeriile Iatagan, gust și calitate!
Universitatea de Stat Constantin Brâncuș din Târgu Jiu-Gorj, acreditată instituțional, vă oferă programe de studii universitare de licență la următoarele facultăți: Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, Facultatea de Științe Economice, cât și programe de studii universitare de masterat. Perioada de înscrieri 2-14 septembrie 2019. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Republicii numărul 1, pe e-mail univ@utgjiu.ro și la telefon 0253-214-307. Universitatea Constantin Brâncuș. Învățăm împreună, pregătim cariere împreună. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, prin Centrul de Consultanță, Orientare și Selecție pentru Studii la ULIM din Târgu Jiu, vă oferă studii de masterat pentru anul universitar 2019-2020, științe sociale și ale educației, cu specializările psihologia clinică și consiliere psihologică, managementul serviciilor sociale și de sănătate, management educațional, managementul culturii organizaționale și comportamentale ale resurselor umane, informatică, inginerie și design, cu specializările tehnologii și aplicații web, calculatoare, sisteme și rețele informatice, drept, cu specializările instituții de drept privat, științe penale, instituții de drept administrativ și constituțional, drept economic și proceduri vamale, drept internațional și instituțional, științe economice, cu specializările business, management și antreprenoriat, management, marketing și logistică, finanțe, bănci și contabilitate, management, expertiză și audit, relații internaționale, științe politice și jurnalism, cu specializările diplomație, securitate, business și comunicare, media, management și marketing online. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Eroilor, numărul 6, pe Facebook ULIM Târgu Jiu și la telefon 0253-214-019 sau 0734-517000. ULIM, viitorul carierei tale! Am revenit, dragii noștri privitori, în partea a doua cu domnul fost prefect Liviu Andrei, un reputat profesor și analist de politică și social-economic. Vă întrebam, vă lansasem o provocare, domnule prefect, înainte de pauză, și anume vă întreb dacă achiesați la părerea unui analist pe un post de televiziune la o analiză în cursul zilei de astăzi, când spunea că este un guvern de strânsură. Dacă aș achiesa la punctul de vedere al analistului respectiv, ar însemna să-mi înșel propriile opinii. De-a lungul timpului, partidele de dreapta au tot mers pe ideea asta a criticilor puternice, de foarte multe ori normale și corecte, pentru acest guvern care a picat. Bun. Nu pot să cred că în perioada asta partidul de dreapta cel mai puternic, PNL-ul, nu a avut discuții în momentul când a discutat despre moțiunea de cenzură și înainte de moțiunea de cenzură, de la alegerile europarlamentare și până astăzi, n-au avut discuții vis-a-vis de formarea unui guvern de dreapta în jurul PNL-ului, că este cel mai mare partid, și să, împreună cu toate celelalte partide împotriva PSD-ului, și să poată să guverneze. Mai departe, vin cu părerea mea, să nu-i spun că este foarte sigură, că va fi, ei au avut de-a lungul timpului și posibilitatea să-și aleagă oamenii, să nu mai fie criticați cum au criticat ei pe cei care celebrele au fost guverne din umbră. Celebrele guverne din umbră. În condițiile astea, tot timpul am discutat cu persoane și spuneau, domne, tot timpul avem un guvern din umbră care tot timpul, oricând, poate să intre în scenă. Din punctul ăsta de vedere, nu cred că riscă Partidul Național Liberal să intre la guvernare. Este un guvern de sacrificiu. Probabilitatea ca să reușească este de 10, maxim 15, hai să zic 20%, 80% este foarte greu. Iarăși, probabilitatea de a rămâne la nivelul ăsta și de a merge înainte cu sistemul, să țină sistemul ăsta, și mă refer la buzunarul românilor, este foarte grea, pentru că mereu trebuie să facă împrumuturi, iar Chițu nu cred că este un tip
care adoră atât de tare împrumuturile externe. Spuneți că e un finanțist experimentat. Este un finanțist experimentat și criticile lui eu le-am citit tot timpul și sunt foarte bine gândite de el. Bun. Nu cred că riscă, pentru că dacă au riscat și au pus un guvern de strânsură, atunci în momentul în care vor veni alegerile de anul viitor, nu fac altceva decât să promoveze partidul care astăzi a fost dat. Ce credeți dumneavoastră, ca analist și ca om politic cu experiență, că va face guvernul PNL pentru a-și salva imaginea și pentru a puncta, cum spuneați dumneavoastră, în acest răstimp în care stă să spunem ca pe nisipuri mișcătoare? Păi sunt, sunt nisipuri mișcătoare, clar. E un furuncul cât casa poporului. Casa poporului este mică. Cât toate jumătatea din România. Jumătatea din România este pe un butoi de puroi. Așa că numai un pic dacă îl atingi și explodează. Eu nu spun ce va face. Eu spun ce nu trebuie să facă. Ce nu trebuie să facă? În primul rând, să nu cumva să se gândească, să nu-i treacă vreunuia prin cap, să treacă la reduceri de personal, să taie din salarii, să taie din pensii. Sigur, sunt în discuție foarte clară pensiile speciale. Pensiile speciale. Domnul Nicu, pensiile speciale sunt 160.000 de oameni care au pensii speciale. Cuantumul pensiilor speciale este cât cuantumul celor peste 5 miliarde de milioane de pensionari din țara asta. Deci cei 5 milioane de pensionari iau cât 160. Nu e posibil așa ceva. E o discrepanță. Dom'le, nimeni nu spune ai fost magistrat, ți-ai pus pielea ai fost pilot, ai fost nu știu ce, sigur, ai fost colonel, ai fost general, ai fost... Nimeni nu spune să nu ai o pensie decentă. Dar nu e corect. Adică pensii de 5, 6, 7, 10, 13 mii de euro în condițiile în care un amărât iese cu o pensie de, 300, de 250-300 de euro. Nici el nu ia într-un an cât ia o jumătate din pensia a lui pe lună. Deci în 2 ani ia cât unul pe lună. Nu e corect. Nu se poate așa ceva. Aici trebuie să lucreze, dar cu decență, cu foarte mare atenție, pentru că sunt oameni care au servit țara în diferite puncte și trebuie gândită foarte bine. Vrăjeala asta cu să-i impozitezi cu 70% este o jignire adusă imensă. Imensă acestor oameni. Mai bine, domne, discuți cu sindicatele lor, cu toți și cădeți la pace într-un fel, să găsească o variantă. Nu propagandistic. Trebuie să găsească o variantă pentru a rămâne pe poziție treaba asta. Bun. Dar am spus că spun ce nu trebuie să facă. Să nu cumva să sară la gâtul ea, că asta este nebunia. Imediat, schimbăm. Noi punem, până ajung să schimbe. Nu, că acum e nebunia cu alegerile. N-au decât 10 luni efective. Nebunia cu alegerile prezidențiale, ce să schimbe? Printre picături, așa mai zic, unul pe acolo, pe acolo. Alegerile prezidențiale. Schimbi prefecția acum? Dar nu se poate conform legii. Ba da, se poate conform legii, că îi schimb. Dacă au concurs, poți să-l muți pe ăla de la Iași, să-l muți la Târgu Jiu și pe ăla la Gorj, la Vaslui. Și uite așa, ai făcut o schimb dacă sunt cu concurs. Sau poți să-i treci pe inspector guvernamental și pe aia care ai tu din inspector guvernamental. Dar cât de repede învață la tot ce trebuie să pregătirea pentru alegerile locale și parlamentare? Nu, parlamentare. Nu parlamentare, prezidențiale. Mă refer de ele acum. Pentru că și-a pregătesc deja alegerile prezidențiale. Schimbi directorii de la deconcentrate, șefii de la deconcentrate, păi ăia sunt toți care participă și ei la exercițiul ăsta. Și el este în derulare. Mai sunt cât am, o lună? Nici atât. De astăzi. De mâine începe campania electorală. Da. 4 săptămâni. Da. Și gata, am terminat și am ales președintele. Pe urmă încă 2, dacă va fi șturul 2. Sigur va fi șturul 2. Dar 14-28 noiembrie. Sigur, dar alegerile astea sunt clare și limpezi. De când lumea, președintele în exercițiu are un atu mare de tot. Iar în turul 2, din păcate, forța de stânga e mică, nu e chiar atât de puternică și n-are cine să se coalizeze în turul 2. Eu zic că turul 2 va fi tot un reprezentant al dreptei care va merge cu
Ziceți că pe linia USR vom avea un tur? Așa cred. Nu știu dacă PSD-ul va reuși să intre în turul 2. În momentul de față, poate că nici nu-și dorește PSD-ul să intre în turul 2, dar eu știu, nu știu, chestiuni de genul ăsta. Dar ei trebuie să pregătească. Dacă intră tot la fel cu cizmele și încep din nou să facă ei să... Atunci este o compromitere totală. Știți cum a venit alții și astăzi au trecut prin Parlament. La 4, la 6 a fost ședință de guvern și au schimbat... Prefect, au dărâmat, au făcut. Nu este o modalitate. Modalitatea este următoarea. Trebuie să găsești omul potrivit la locul potrivit. Să nu pui, au fost puși în cele mai multe cazuri, 80-85% din cazuri, au fost puși oameni neaveniți, habarniști. Nici nu știau pe ce lume trăiesc. Și lumea se închină cum a ajuns aia sau cum a ajuns ăla în funcția respectivă. Asta este. Ulterior, când... Și au bulversat Au bulversat. Sistemul. Din păcate, ca să-și revină, sistemul îi trebuie 10 ani, minimum, ca să aibă acolo oameni de calitate care să-l conducă, ca să-și revină să fie pe revenire. Normalitate. Eu am spus, sunt deconcentrate în județul Gorj, călcate în picioare și care au fost în bătaia de joc a unor indivizi care, pe lângă faptul că nici specialiști zero și managerii zero, dar au fost ținuți în spate de partid și au dărâmat sisteme de foarte bună calitate, sisteme care țin de viața socială, de dezvoltat, de felul în care merge ziua de mâine cu ziua de poimâine. Și deci dacă ziua de mâine trebuie să fie frumoasă, sistemele astea de concentratele respective trebuie să meargă foarte bine, pentru că să meargă foarte bine trebuie oameni pregătiți acolo. În momentul în care pui niște neaveniți care ei au în spate partidul, nu ai făcut absolut nimic. Ei trebuie să știe ce să facă ceva acolo ca instituția respectivă să aibă performanțe. Dacă stai numai în birou, numai de a ți împletu buzunarele și să ghiftui și a te giftui pe tine, pe aia poate face secretara. Nu e niciun fel de problemă. Semneze hârtile. Secretara e mai pregătită decât un șef de să semneze hârtile. Știe mai bine. Știe cine e ăla, cum e, când, unde pleacă hârtia, unde se duce, dacă e o secretară bună. Așa că lasă secretară, semneze secretară. Tu vezi de treabă. N-ai treabă să plătești pe unul cu sute de milioane, cu miliarde pe an ca să-l ții acolo. Asta este problema. Adică asta cred eu că nu trebuie să facă. Și sper să fie pregătiți. Dacă intră în scenă cu guvernul care e vehiculat pe rețele, sunt 3-4 piese pe acolo care sunt de care restul, sunt la fel cum a avut și acest guvern, cum au avut și alte dinainte. Oameni care n-au ce căuta prin, care n-au niciun fel de expertiză. Cum spuneați dumneavoastră, obligațiile obligațiilor. Exact. Vreau să vă întreb, credeți că își va găsi drumul acest nou guvern să înceapă să se miște până la sfârșitul anului 2019? Având mie mi-e greu. Că vin prezidențialele acum, care bat la ușă, care oamenii sunt mai apropiați de partide pentru a-și... Eu cred că prezidențialele și alegerile prezidențiale le va face tot actualul guvern, care a picat și care n-are voie să dea decât hotărâri de guvern, ordonanțe, nu mai vrea să stea. Așa a spus și maestru Cristoiu. Nu, eu nu cred că merge, pentru că este prea rapidă treaba. Sunt 4 săptămâni până la alegeri. Și iată... Deja sunt pregătite toate astea. Vine ministrul de interne, care este organizatorul numărul 1 al alegerilor, indiferent de ce tip sunt ele. Ministerul de interne, condus de ministru, vine el acolo. Și Ministerul de Interne are oameni care sunt și de eșaloanele 12-3. Bine, alea care sunt importante. Da. Și le vor trage în jos. Și face cum a făcut un ministru acum, care a stat 6 zile și a plecat. Da. Pentru că la interne. În vară. Da, a plecat. N-a plecat pentru că vezi, Doamne, de el socoteală de ce s-a întâmplat acolo. A plecat de ce a văzut ce este minister, că a zis, băi, eu n-am ce căuta aici, că nu pot să-l conduc. Scurt. Și a plecat omul. L-a exclus sistemul. Sistem. Bineînțeles.
Așa că nu cred că va trece, că va fi vreo problemă cu guvern, iar dacă ei sunt atât de pătimași și atât de nebuniți de guvernare, este treaba lor. E o greșeală gravă, capitală. Și vedeam că totuși sunt încă disensiuni, înțelegeri la a vota viitor guvern. Pro-România spunea că încă trebuie să mai fie discuții vis-a-vis de cine să fie numit. Pro-România, Partidul Balama. Da. Da. Toată lumea îl prezintă pe Victor Ponta ca cel care a răsturnat și cel care a venit. Nu cred așa. Cum vedeți dumneavoastră ca om politic rolul fiecărui partid în ceea ce s-a întâmplat? Porniți de la liberal spre PSD, trecând prin celelalte. No, eu cred că cine a fost, să spunem, piatra care a mișcat bulgărele? Președintele. Președintele. Președintele României. Scurt. Președintele României este cel care permanent, în permanență, a ieșit în față, a lovit guvernul cu critici corecte și normale. Înțelegeți? Să mergeți puțin mai nuanțat, să prindem toate subterfugiile acestea. Nu, eu așa cred eu. Deci președintele este cel care a fost, care a dat un impuls tuturor pentru a merge pe ideea asta. Sigur, nici președintele nu a avut nebunia de a ieși în decor în momentele cheie decât când au trecut alegerile europarlamentare. Când s-a văzut scorul la alegerile europarlamentare, au tras în jos pe unii, au ridicat pe alții. Partidul care a câștigat cel mai mult a fost, bineînțeles, USR-ul, care imagine și tot s-a ridicat foarte tare. Partidul care a pierdut cel mai mult a fost PSD-ul. Și în condițiile astea, președintele în continuu a marșat pe moțiune de cenzură, pe dați-i drumul, puneți mâna, și a chemat tot timpul pe liberal la Cotroceni pentru a merge pe linia asta a moțiunii de cenzură. Moțiunea de cenzură, după cum ați văzut, pentru mine, eu am crezut că moțiunea de cenzură se va depune imediat în iunie. Iată, s-a depus de ce în au octombrie. Tatonat-o, domnule prefect? De ce au tatonat-o? Păi e o șmecherie aici. Care eu este? Cred că au gândit-o foarte bine chestia asta. Au spus, domnule, intrăm în acum, trebuie să pregătim alegerile prezidențiale. Trebuie să lucrăm cu bugetul ăsta până la finalul anului. Și ceea ce era? Erau 7 luni din cele 12, da, să lucrez pe bugetul făcut de guvernul în exercițiu. Și au zis, nu, mergem până în octombrie, așa cred eu, da, că s-a gândit. În octombrie pică guvernul, dar tot același guvern va face și alegerile prezidențiale și e posibil ca, din punctul meu de vedere, un nou guvern poate să funcționeze după Ignat. Că am văzut a spus că Ignatul e pe 24, eu din greșeală Ignatul e pe 20. Da, mă rog, 20. Da, pe 20. Dar după Ignat cred că va intra în funcțiune un alt guvern. Dar până atunci nu cred că are șanse de izbândă. Și credeți că liberalii au fost cei care au avut cea mare influență în răsturnarea guvernului sau s-a lucrat puțin și pe ideea cu ALDE, părăsit guvernare? Păi asta a fost și un impediment de n-au atacat din iunie, pentru că ALDE-le în iunie era în guvernare, Pro-România era în dungă, nu? În momentul când ALDE-le a ieșit de la guvernare și s-a unit cu Pro-România în cuget și în simțiri, în momentul ăla, sigur că a intrat în discuție și propunerea de moțiune de cenzură sau se întruneau sufragile moțiunii de cenzură, adică voturile necesare moțiunii de cenzură. De ce crezi că Tăriceanu a părăsit barca în afară de, să spunem, rațiuni de ordin politic? A mai fost pe Momit și cu alte, să spunem... Nu cred, pentru că Tăriceanu niciodată nu va fi iubit în Partidul Național Liberal. Acest concubinaj pe care l-a avut cu PSD-ul nu va fi iertat de nimeni niciodată. Dar în politică totul este posibil. Astăzi te înjuri ca la ușa cortului și mâine dimineață te îmbrață și te pup și faci alianță și mergi înainte, că asta este politica și mai ales politica din România, de pe Dâmbovița. Politica dâmbovițeană. Cred că el a încercat
orice putem spune de Tăriceanu, nu-l putem suspecta că nu este un politician de rasă și nu e unul chiar șmecher. Tăriceanu, singura variantă de a putea să mai facă ceva pentru partidul lui a fost să iese de la guvernare. Dacă stă la guvernare, nu mai lua nici 4%. Așa acum e posibil să reușească în alegerile prezidențiale, nu interesează, dar în alegerile locale e posibil să reușească să ia un prag, să treacă pragul, ca să aibă, să aibă consilieri locali și primari, cu președinți de consilii, mă rog, ce poate să aibă. Unu, doi, pe unde poate să aibă, pe unde are, că are structuri. Altele are, e un partid cu structuri, pentru că, și mai ales în Ardeal. În condițiile astea poate să facă pași importanți, dar vom vedea ce va urma. USR-ul, domn prefect, care este, să spunem, rațiunea lui acum pe... E partidul pe val. E un partid susținut de serviciile. Că spunea foarte tare și foarte vocal că vor anticipate, dar ceilalți nu se dedau la aceste... În strategia lor politică, cineva din laborator le-a spus... Laborator extern sau național? Și extern și intern. Slavă domnului, USR oare. Laboratoare ca lumea. Dotate. Și cineva din laborator a spus, băi, sigur nu vom ajunge la anticipate, dar voi mergeți pe ele, veți câștiga în fața electoratului. Și sigur, este acțiune politică de manevrare a populației, a votanților, sigur că da. Este partidul pe val, care crește. Și mai ales, cel mai periculos este că acest partid crește în București. Foarte tare. Și are și oameni care știu cu limba română, au limbaj, știu cum să pună problema. Dar de ce credeți că arată priza acest partid, care iată nici structură nu prea are definitivate prin toate județele și comunele? E un partid nou, domnul Nicu, e un partid nou. E un partid care vine din urmă. E altceva. Poporul ăsta caută altceva. Am mai avut PPD Dan Diaconescu, Păi uitați-vă la PP Dan Diaconescu, partidul lui Dan Diaconescu, PPDD-ul. Da. Ce a făcut PPDD-ul? Amintiți-vă, nu dispun decât de Gorj. Da. Aici a avut, din câte știu eu, 16 și ceva la alegerile locale în municipiu și 11 și ceva la alegerile de la pe județ. Un partid făcut în 2 luni. În 2 sau 3 luni. Iar în toamnă a avut parlamentari. Despre ce vorbim? A avut parlamentari. Barbu, senator. Da. Și a avut unul sau doi... A mai fost un parlamentar, da. Da, Mocioi și a mai fost încă cineva, ăsta, cum îl cheamă, de la SNL-ul. Da, da, au avut 2 deputați și un senator. Vă dați seama, partidul care a venit, așa este și, dar USR-ul este cu mai puternic. Ăla a fost susținut de Dan Diaconescu cu câțiva prieteni ai lui de conjunctură atunci, care în momentul când au probleme l-au lăsat de izbeliște. Dar flacăra s-a aprins, s-a și stins destul de repede. Păi dacă nu va fi susținut și USR-ul ăsta și vor începe că au și ei problemele lor interne. Dacă nu va ști cum să-și coalizeze forța și USR-ul va dispărea repede. Nu compari un partid care apare cu Partidul Național Liberal, care este un partid... Cu tradiție. Cu tradiție, un partid istoric. Începând de la Câmpeanu 90... Nu e de la... Brătienii, da. Care, ce să mai discutăm de Câmpeanu, vorbim de Brătienii. Bineînțeles că dacă citim, ne întoarcem la istorie, vedem că și politica Brătienilor e aproape de politica care se practică în ziua de astăzi. Că în momentul în care, așa. Sigur că da, în momentul în care mi-au aminte și a fost ora H-a lui Haram Zincă, spunea foarte clar acolo că erau așteptați cei doi corifei, da, să discute cu Antonescu și li s-a închis așa pe subit telefoanele, li s-a tăiat firele, da, și n-au mai fost găsiți. Și a trebuit să se ia... Bine, ei niciodată n-au gândit că comuniștii vor frauda alegerile și vor veni la putere. Niciodată n-au gândit liberalii. Nici Antonescu nu a fost gândit în situația asta. Sigur, Antonescu îi trăgea pe partea cealaltă, credea că el va rămâne în
în lumina reflectoarelor pe primul loc, iar știa foarte clar că liberalii și țărăniștii n-aveau altă soluție decât să-l susțină, să fie cât de cât aproape de el, cu criticile mai nuanțate, așa. Dar n-a fost așa. Voturile au fost fraudate și comuniștii au venit din spate și ne-au... scris istoria pentru 47 de ani. 47 de ani. Mai avem mai puțin de un minut, domnule prefect, și vreau să vă întreb cum vedeți la Gorj, să spunem, PSD-ul după acest duș rece? PSD-ul de la Gorj? Da. Gorjul este un județ care iubește PSD-ul. O să vedeți că depinde... Ies mai întăriți decât au fost sau... Nu știu dacă ies mai întăriți, dar nu cred că vor avea prea mult mare cădere cei de la Gorj. Nu. Nu. Și nici nu cred că vor crește ceilalți. Deci lucrurile sunt într-o normalitate... Nu cred că... și la nivel de țară, poporul ăsta s-a deșteptat așa dintr-o dată. Nu. Și la nivel de județ, nu cred că se trezesc așa la realitate și spun, băi, mamă, ce am făcut noi, ați văzut că a fost și o emisiune pe un post central, România te iubesc, dacă așa, da. Și au luat niște interviuri la anumiți indivizi care au coordonat activitatea primului, care au spus, nu știu. Simplu. Nu suntem pregătiți pentru a fi, să ne spunem punctul de vedere clar și limpede. Să aruncăm pe masă toate gozurile, să le punem la lada de gunoi, să plecăm înainte cu lucruri puține, dar bune. E valabil pentru toate partidele, bănesc. Toate. Mulțumim mult domnului fost prefect Liviu Andrei, profesor universitar, recunoscut analist politic, pentru, iată, un tablou complet și complex a ceea ce înseamnă România după moțiune. Să rămâneți alături de noi și să vă bucurați de programele noastre.